La finele lunii aprilie, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede că reprezentantul elevilor va avea drept de vot în ședințele Consiliului de Administrație din licee și din unitățile post-liceale. Legea se pare că nu este respectată la Giurgiu. Potrivit unui reprezentant al elevilor giurgiuveni, până acum niciun membru al Consiliilor de Administrație nu a făcut publică data ședințelor, astfel că niciun elev nu a reușit să participe la aceste întâlniri. Încă noi nu suntem informați când au ședințele de Consiliu de Administrație. Și nu înțeleg de ce nu ne informează și pe noi. Pur și simplu, de fiecare dată ni se spune că suntem și noi ascultați, ne ia și pe noi în calcul, dar văd că nu se face nimic în situația aceasta. În opinia reprezentanților elevilor, legea care le dă dreptul să participe în consiliile de administrație a școlilor și liceelor reprezintă un important punct de plecare în procesul de democratizare a învățământului românesc. Dar cum la Giurgiu nu s-a auzit sau nu se vrea să se audă de acest drept al elevilor, legea este încălcată întru totul. Pentru a îndrepta această situație, liderul PSD Nicolae Bădălău i-a sugerat reprezentantului elevilor să înainteze o adresă către prefectură, instituția care trebuie sesizată în acest caz.